Clubul funcționează în incinta Palatului Copiilor de aproximativ 15 ani. Situația s-a schimbat în momentul în care legea s-a modificat, iar cluburile care funcționau pe terenul statului puteau merge mai departe doar în baza unei hotărâri de guvern. Palatul Copiilor, deci, invocă că nu mai pot obține prelungirea contractului care nouă ni s-a expirat în 2014, ultima lună a lunii decembrie. Se pot face aceste prelungiri numai cu hotărâre de guvern. Cu toate că noi considerăm că până la apariția acestei hotărâri de guvern se poate găsi o soluție de colaborare, de asociere în participațiune, până se va rezolva această problemă. Din 2014, conducerea clubului a făcut 10 de adrese către toate instituțiile statului, fără niciun rezultat, deși performanțele obținute vorbesc de la sine. Ultimul rezultat remarcabil a fost obținerea titlului de cel mai bun sportiv al anului în karting, de către pilotul Mihai Șuteanu, de doar 9 ani. Titlul ăla de cel mai bun sportiv al anului e răvnit de toată lumea, deci e o bătălie mare de tot pentru el. Și având atâtea rezultate, cu forță proprie și cu sprijinul cu părinților, cum a zis, nu înțeleg care e motivul. Îmi pun întrebarea în continuu. De ce spun că în adresa aia deci, s-a prejudiciat și Palatul Copiilor de venituri extrabugetare, că sunt sume foarte importante. Gigel Băcioiu a găsit câteva exemple ale unor cluburi de karting din țară care funcționează pe domeniul statului în acord cu autoritățile locale. La Constanța, situația este tragică, clubul având următorul termen de judecată în luna ianuarie. Prea mult nu cred că o mai putem prelungi, pentru că în data de 13 ianuarie, următorul termen care i s-a dat, se pare că nu știu dacă vom avea sorți de izbândă, sau, adică să rămânem să câștigăm acest proces, să rămânem în continuare în locația respectivă. Nu înțeleg de ce se urmărește cu tot din adinsul evacuarea și evacuarea. Bazele sportive din incinta Palatului Copiilor se degradează pe zi ce trece, iar imaginile vorbesc de la sine. Încet, încet, zona riscă să ajungă în paragină și să devină ținta rechinilor imobiliari.